Bună dimineața. Să ai ceva, bună dimineața. Ce să zic, samba, si trabajo nou. Nu știi, asta e, wow. Adică întâi samba și asta cu munca mai... Asta cu munca ce? Nu mai. Întâi samba și după aceea ce urmează, ce vrea domnul, nu? Și sunt brazilieni, de aia sunt așa liniștiți. Întâi dansăm și mai cântăm și după aia vedem cum. Păi eu zic să plecăm puțin prin Brazilia când se mamă, poate. Mamă, dar ce aș mai pleca? Da, oriunde. Dar m-aș duce, ce, numai da, n-ai înțeles, până în vamă la Albița m-aș duce. Dar nu mai putem să plecăm, nu vezi? Nicăieri. Aveai planuri pe vara asta, da, de vacanță? Vreau să fug puțin la greci. La greci? Da. Nu mă, înainte de izolare ți-ai făcut planuri? V-ați înainte făcut planuri? De izolare, da. Am făcut planuri să merg în parcuri de distracție, să-i duc pe ăștia mici, pe copii. Și se pare că de ziua Sofiei n-am mai putut să fac asta. I-am făcut oricum ziua în curte, a fost frumos, superb, s-a bucurat. Dar i-am promis că dacă în fiecare an termină peste 9 punctajul la școală, 9-5-10, așa am zis eu ei. N-am fost pretențioasă, nu? Nu. Nici n-ai pus presiune pe ea. Ia, deloc, i-am spus, de-aia am spus așa cu nonșalanță, zic, mami, dacă termin cu peste 9-50, mami te duce în fiecare sfârșit de an, unde vrei tu, unde-ți dorești tu. Și? A fost foarte fericită, a strigat în sus de bucurie, zice, da, serios? Săraca a luat peste 9-50 și ai ținut-o în curte. Nu, excursia este promisă. Vedem. Va trebui să mai așteptăm, că n-avem ce face. Toți așteptăm. Cum a fost dincolo de partea asta cu jobul? Că tot asta se zice pe canapea, că na, e o perioadă dificilă, n-am văzut-o venind nici care. Așa este. În primul rând este o perioadă dificilă, zic eu, pentru foarte mulți artiști. Cred că toți pentru artiștii toți. Stăm acasă și abia așteptăm să explodăm. Dar și când om exploda, mamă, îți dai seama că nu ne mai dă nimeni jos de pe scenă. Mai știi când te plângeai că faci mult până la Cluj, că până la Baia Mare, că te dor picioarele, că astea nu-ți convinc. Cuvintele. Vreau să explodez, vreau să plec, îmi doresc tare mult să fiu pe scenă. Bine, mi-am dorit asta de când eram mică, cred că m-am născut cu gândul ăsta și acum pentru mine perioada asta e foarte dificilă. E foarte dificilă pentru că știu că am foarte multă energie, știu că am de oferit foarte mult publicului meu și efectiv sunt țintuită într-un loc. Norocul meu că îmi consum energia foarte mult cu copiii acasă și că ei îmi dau, știi cum, îmi dau așa niște... gânduri bune, știi, să merg mai departe, să-mi văd de viață, să muncesc mai mult de atât. Într-adevăr, nu stau, pentru că am partea de online de care mă ocup. Ești activă acolo? Da, sunt foarte activă și, în general, sunt foarte... sunt o tipă care îmi place foarte mult să răspund publicului meu la tot felul de întrebări, mai frumoase, mai puțin frumoase și sunt... sunt in act, știi? Sunt tot timpul acolo. Ai avut o dublă aniversare pe 21 iunie și ziua ta, dar și ziua aniversarea căsătoriei voastre. Câți ani aveți de căsnicie? Avem 12 ani de căsnicie, 23 de relație, mai mult decât am stat acasă, imaginează-ți, că am plecat de acasă la 18 ani, cu gânduri mari, cu încredere mare în mine și tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, a avut foarte mare încredere în mine și m-a lăsat să plec de acasă liniștit, că am fost o fată cu minte. Da, am avut noroc să zic așa, pentru că în ziua de azi zic că este foarte greu să poți să ții o astfel de relație. Da. Toată lumea cred că face compromisuri. Eu am încercat să nu fac, pentru că sunt o tipă foarte directă și fair. Sunt foarte corectă și onestă într-o relație. Și atunci, dacă eu ofer tot, atunci aștept să mi se ofere tot. Iată. Nu-mi lua niște lucruri care mi se cuvin. Da, la îmbinarea între gemeni și rac, așa sunt femeile din... Da, dacă este exact 21. Andreea Bunică, de urmărit pe Instagram, pe Facebook, pe YouTube, de ascultat Samba, piesa ce s-a cântat și la Neața, Fit Doi. Și stați un pic așa, eu am venit cu cadouri pentru voi, da? Doi. Uite, aici o să întorc așa ca să-mi vezi, este un ceai pe care eu îl beau în ultima perioadă. Am înțeles. Ai acolo o sticlă foarte mișto boraxată, pe care poți să-ți faci ceaiul și să-l iei cu tine peste tot. Lasă că le iau eu pe toate, nu, eu sunt cadourile aici. Bine, vreau să ajungă la el, că poate are nevoie să nu mai mânci atât de mult. Da, să stai liniștită, le iau eu pe toate, mulțumim pentru ceai. Deci, acest ceai mă ajută foarte mult să ard grăsimile, să detoxific organismul, să elimin toată apa și să știi că observ foarte mult în ultima perioadă că dacă beau două sticluțe, mi hibă foarte mult pofta de dulce. Și să știți, și cred că cu toții avem problema asta, să ne dorim să mâncăm foarte mult dulce, da? De mici, asta se întâmplă la toți copiii, toți și acasă, îi văd pe copiii mei care imediat, una, două, vor să mănânce dulce, îmi cer dulce. Pe mine mă ajută foarte mult asta, dar mai multe detalii le găsiți pe pagina mea de Instagram, pe Facebook, sunt acolo, așa cum am spus, activă mereu. Activă mereu. Mulțumim tare mult, Andreea Bunică. Noi